Un medic de la maternitatea din Botoșani a fost apărat de jandarmi după ce a fost amenințat de familia unei gravide. Întâmplarea a avut loc în acest weekend după ce o gravidă de 18 ani a ajuns la spital pentru naștere. Intrat în sala de consultații, două femei și un bărbat s-au năpustit asupra medicului de gardă cu amenințări. Aceștia ar fi spus că dacă nu o operează de urgență, îl vor agresa pe medic. De frică, cadrul medical s-a baricadat într-o sală de nașteri, de unde asistentele au sunat la 112. La fața locului a ajuns un echipaj de jandarmi care i-au calmat pe scandalagii. Între timp, gravida născut o fetiță complet sănătoasă. Potrivit medicilor de la maternitate, după incidentul cu tânăra Alexandra Ivanov, pacienții au devenit tot mai agresivi la adresa medicilor din spital.